Primarul Anton Ardelean a declarat că dorește ca toți localnicii plecați în străinătate pentru un trai mai bun să revină acasă. Și asta pentru că România este a noastră, dar și a lor. Și ca să-i convingă, a elaborat o scrisoare deschisă în care a amintit toate avantajele revenirii acasă și toate lucrurile bune care s-au realizat în oraș. Am creat în ultimii ani peste 4.000 de locuri de muncă, fabrici dezvoltă în zonele industriale, riverane, aeroportul internațional Maramureș și zone industriale Bușag, cu profile de muncă și diferite. Plus că apare această mare investiție pe aeronautică. Mai mult, avem de câștigat, preîntâmpinăm abandonul școlar și protejăm familiile. După aceea vin și dezvoltă o mini-afacere. După orele de lucru fac în agricultură mici solarii și producție eco de tot ce există. Plus avem proiecte cu manufactură, împletit nuiele și alte chestiuni frumoase pe artizanat. În weekend, vinerea, sâmbăta, mai pot să-și completeze resursele financiare aici, acasă. Edilul a mai adăugat faptul că aeroportul Poarta Aeriană a județului este chiar în oraș, iar avioanele scurtează distanțele și simplifică drumurile dintre Maramureș și alte zone ale lumii. Nu achesez la punctul de vedere că sunt plecat de acasă și că lucru în Spania, lucru unde oi fi, dar în România așa, așa, așa. Nu e adevărat. Și ei duc viața grea dincolo, lucrează în condiții grele, lucrează 12-14 ore, banii sunt puțini și acolo, chirile sunt foarte mari, mâncarea e și acolo ca și aici, scumpă și așa, deci una cu alta au de pierdut dacă mai rămân dincolo. Orașul Tăuții Măghereuș este într-o dezvoltare vizibilă și este printre puținele unități administrativ-teritoriale din Maramureș, unde populația este în creștere. Dar, chiar și așa, tot așteaptă ca cei plecați să revină acasă. Vă rog să veniți acasă, dragi români, pentru că România este a noastră a tuturor și chiar avem condiții mai bune de trai aici, acasă.